am găsit, dragii mei, vă invit să urmăriți emisiunea Economica. Vorbim despre fiscalitate și implicațiile sale. Invitat alături de noi, domnul Gabriel Negru, consultant fiscal, un expert în materie, care ne va explica, ne va devoala ceea ce se întâmplă în materie de fiscalitate și în economie în general la acest moment, un moment, o perioadă care nu e deloc ușoară, nici pentru firme, nici pentru cetățeni și mă completa acum la începutul emisiunii invitatul nostru, nici pentru stat. Nu este o perioadă ușor de trecut. Avem modificări în legislație, dar ne era greu și fără modificări. Vă rog frumos, domnule. Mulțumesc Negru. Pentru invitație, în primul rând. Mulțumim că vă aflați alături de noi. Într-adevăr, și în perioada asta avem o serie de modificări în domeniul fiscal. Nu sunt modificări de fond, ele vizează anumite domenii și cel mai mare impact asupra companiilor îl are modificarea impozitului pe veniturile regimului micro-întreprinderilor, unde practic au fost niște modificări pe care guvernul și l-a asumat prin Planul Național de Redresare și Reziliență. Nu numai că au scăzut pragul de cifră de afaceri de la 1 milion la 500 de mii de euro, dar sunt și o serie de alte condiții care practic îngreunează aplicarea acestui sistem. E adevărat, este foarte favorabil, 1% din venituri versus 16% impozit pe profit, într-adevăr, este un beneficiu, mai ales pentru firmele care au o profitabilitate mai mare. Pentru că cu cât ai profitabilitatea mai mare, cu atât regimul... Dacă intri în cealaltă zonă a pierderilor, deja această fiscalitate te afectează. Acum, mai mult. Dacă ne referim la una dintre condițiile suplimentare introduse prin Ordonanța 16 din 2022 și menținută și prin Legea 370 din 2023 de aprobare a Ordonanței 16, practic, condiția de angajat, asta implică, având în vedere că salariul minim se modifică periodic, acum avem 3.000 de lei brut, pentru domeniul construcțiilor avem 4.000 de lei. Bineînțeles că e un cost pentru firmele mici, în special pentru cele cu o cifră de afaceri de până în 100.000 de euro, care sunt 90% din firmele din România. Și automat, dacă facem o socoteală, crește sarcina fiscală pentru aceste companii, pentru că în condițiile în care ai un salariu minim de 3.000 de lei, din care 41,75% sunt impozitele și contribuțiile sociale, vă dați seama, la nivel de an, sunt cam între 13-15.000 de lei, care reprezintă numai acest impozit și contribuții, plus impozitul pe micro-întreprindere de 1%, plus impozitul pe dividende și așa mai departe. Adică cumva... Care și impozitul pe dividende da. S-a modificat. Da, și impozitul pe dividende s-a modificat. A crescut de la 5% la 8%, tot prin această ordonanță 16. Și aici vreau să fac niște precizări. Practic, e vorba de dividendele plătite, distribuite și plătite începând cu 1 ianuarie 2023. Cele care au fost distribuite în cursul anului 2022, fie din profiturile anterioare nerepartizate, fie din pe bază de situații financiare interimare, deci care se pot repartiza conform legii 163 din 2018, s-a introdus această posibilitate, având în vedere faptul că în România marea majoritate a antreprenorilor mici în special și mijlocii mici în special practic confundă patrimoniul firmei cu buzunarul propriu. Și având în vedere treaba asta, având în vedere că era într-adevăr un decalaj destul de mare între aprobarea bilanțului și cel puțin un an de zile și atunci au venit cu această reglementare, au modificat legea societăților, legea 31 și legea 82 a contabilității și încă din 2018 este permisă această distribuire interimară de dividende pe bază de situații financiare interimare, aprobate de AGA, cu inventariere cu și așa mai departe, o serie de condiții. Deci din punctul ăsta de vedere e o creștere, impozitul pe dividende crește. Acum mulți s-au repetat de la 5% la 8%. Aici aș vrea să fac o mențiune. În cazul deținerilor de către părți sociale sau acțiuni de către o companie la altă companie avem aceeași cotă de 8%, dar cu următoarea nuanță. Dacă deținerea este mai mare de 10% și o durată mai mare de un an, plus alte condiții care sunt așa, prevăzute de articolul 43, dacă nu mă înșel, din codul fiscal, veniturile sunt neimpozabile, deci nu se reține acel 8%. La fel și pentru companiile deținute care fac plăți de dividende către nerezidenți
Aceeași poveste. Deci asta ar fi o nuanță. Acum, din punct de vedere al altor modificări, că așa au fost mai multe modificări în domeniul impostului pe venit, de exemplu, la veniturile din cedarea folosinței bunuri, din chirii. Până acum aveam o deducere de 40% cotă forfetară, practic impozitai diferența dintre chiria din contract și acea cotă. Da, forfetară. Și impozitai cu 6%, practic. De la 1 ianuarie, nu. Se impozitează cu 10%, contractele de închiriere se declară. Deci dispare cota forfetară. Care era gândită ca și investiții în respectiva clădire. Ca să acopere o serie de cheltuieli. Imobil, exact, da, exact. Dispare. Asta înseamnă, de fapt, toate aceste mici modificări care nu au impact deosebit asupra bugetului. Că nu vă imaginați că se colectează așa mult din lucrurile astea. Bine, dar contribuim toate acolo puțin câte puțin? Dacă s-ar umbla și un pic la cheltuielile publice, poate că ar fi mai... Adică... Mai echilibrat. Am înțeles, întâi să se umble la cheltuielile publice așa, și da, după aia... Da. Poate că și întreprinzătorii ar suporta mai ușor, și mental, psihic, lucrurile astea. Tot în zona asta impozitului pe venit, aș vrea să menționez că și în cazul impozitului pe veniturile din bunuri imobile, terenuri și clădiri, din patrimoniu personal, a dispărut acea sumă de 450.000 care se deducea din baza de impozitare. Deci, din valoarea tranzacției, să scădea o sumă de 450.000 și să impozita cu 3% sau 1% funcție de perioadă cât ai deținut proprietatea. Deci era o deducere. Nu a dispărut și acea deducere. Deci, practic, chiar o extindere a bazei de impozitare. Deci, din punctul ăsta de vedere, s-au făcut niște mici ajustări care cumva afectează contribuabilii. În zona asta de taxă pe valoare adăugată, iar sunt niște mici modificări, tot așa, pe de-o parte, au mărit cota de TVA la restaurant, catering și cazare de la 5 la 9%, au mărit la băuturile nealcoolice cu conținut de zahăr de la 9 la 19%, dar în schimb, așa, pe de altă parte, vin și spun, domne, printr-o lege din 2023, introducem cota de 5% la panourile fotovoltaice. Deci, pe de o parte, scoți la anumite cote, pe de altă parte, adaugi. Adică nu e o politică coerentă, din punctul meu de vedere. Adică, practic, ar trebui cumva dezideratul ăla care a fost în 2015 cu previzibilitate, rescrierea codului fiscal, stabilitate... E discutabil dacă... În ce privește cota de TVA, eu mă gândesc că acolo sunt totuși niște corecții care se recalculează niște valori stabilite din cauza pandemiei. Da. Se reconsideră cumva băuturile care, chipurile n-ar fi chiar atât de... Băuturile de pozitive pentru sănătate, da. Așa multe nu sunt pozitive pentru sănătate. Și deci ar putea se dă un impuls acestei zone de energie fotovoltaică. Da, deci partea asta de energie verde, de să stimulează sectorul ăsta, într-adevăr. Da. Numai că sunt costuri foarte mari și nu știu ce impact poate să aibă, cel puțin pentru persoane fizice, că la persoane fizice mă refer. Aici sunt foarte puține cazuri, zic eu, atâta timp cât nu există programele acelea de finanțare care să funcționeze la fondul de mediu sau ceva de genul ăsta. Deși ele sunt anunțate și se așteaptă până când nu se știe. Înțelegem lucrurile care afectează într-o anumită măsură investitorii, antreprenorii și mai ales pe cei mici. Deci care au foarte mici. Firme de familie, exact, cu un angajat, exact, cu zero angajați, care trebuie să devină firme cu un angajat. Firmele, micro-întreprinderile mai puternice, care nu mai intră în această categorie, practic s-a scăzut acel plafon destul de semnificativ, cu o valoare și semnificativă. Primul pas. Deci mai urmează? Mai urmează, da. Adevărul că ideea de micro întreprindere ar putea să fie micro. Acum nu știu dacă sumele astea sunt... Aici, dacă tot vorbim de partea asta de impozitarea veniturilor, aș vrea să mai menționez că în cursul lunii ianuarie știu că a apărut o lege, parcă legea 34, prin care abonamentele la sale de fitness în limita 400 de euro pe an sunt incluse și ele în categoria acelor avantaje care sunt... Până acum nu era nicio deducere. Nu era. Acum, știți ce se întâmplă în momentul în care stimulezi totuși anumite domenii automat să se fiscalizeze, pentru că în momentul în care ai acele deduceri, trebuie să ai și documente justificative. Corect. Fiscalizate. Așa e. Deci, din punctul ăsta de vedere, la fel cum e și cu bacșișul.
Știți că iar s-a reluat problema cu bacșișul, s-a reglementat printr-o lege care 376, dacă nu mă înșel, din 2023, numai că s-a fiscalizat doar partea de bacșiș în Horeca, adică restaurante și baruri. Da, noi dăm bacșiș, de exemplu, și când ne tundem, și când mergem la atac cu taxi și așa mai departe. Adică mai sunt și alte domenii. Cred că e doar primul pas ăsta făcut. Nu știu cum va funcționa. Am înțeles, mai sunt și așa, tot în zona asta aș vrea venituri să... obținute, da. Ciudat dacă stau să mă gândesc, avem exemple de, hai să nu știu ce manegi, cântăreți de un anumit tip, opulență, iar dacă am verifica plățile, contribuțiile lor, cred că am găsit undeva spre zero. Apropo de treaba asta, există de foarte mulți ani. Și e doar un exemplu, adică sunt încă din vechiul cod fiscal, din legea 571/2003, a fost introdusă impozitarea veniturilor a căror sursă nu poate fi justificată. Numai că ce se întâmplă? Nu știu în ce măsură a funcționat, există unde o structură de control a marilor averi și mai nou am văzut și un proiect de ordin privind ce înseamnă marile averi. Cam 25 de milioane de euro. Mi se pare mult pentru România. Deci bunuri mobile, imobile, investiții financiare. Cum le vedeți dumneavoastră? Cam de unde ar începe marile averi? Sincer, cred că de la 5 milioane încolo era suficient, aș zice eu. Da. Vorbim de activ net, care activ net înseamnă bunuri imobile, terenuri, clădiri, banii, investiții. Să se înțeleagă banii nu, în cont. Nu. Da, da. Cumul. Acum, ce se întâmplă e normal că în toate țările dezvoltate, în momentul în care există o neconcordanță între veniturile declarate și nivelul de trai, adică bunurile, proprietății și așa mai departe, fiscul, bineînțeles că nu trebuie să facă o nu știu ce strategie, sau pur și simplu te taxează, te-a taxat din prima. Absolut. La noi și la Grecia nevoie la de, noi încă... de o lege specială pentru treaba da. Asta. Dacă suntem tot în zona asta de impozit pe venit, aș vrea să amintesc legea 142 din 2022, care se referă la impozitarea veniturilor din piața de capital. Interesant. Acolo, da, au venit cu un regim care aparent pare mai favorabil și așa și este, deci de la 10% impozit, la 3% sau 1% funcție de perioada de deținere. Până 360 de zile sau peste. Deci de-i faci investiții la bursă, dacă titlurile respective de valoare le menții mai mult de 365 de zile, plătești 1%, dacă este mai puțin 3%. Problema care este? Pierderile care se înregistrează de contribuabil nu mai se compensează, rămân definitive. Deci aici e de discutat, pentru că având în vedere cum merge bursa, S-ar putea să nu ai ce, nu toți, să nu ai ce impozită prea mult, da? Nu știu cum va fi până la urmă, dar vă dați seama că nu e cea mai fastă perioadă. Plus, acum dacă trecem în zona asta de venituri extrasalariale, deci cum sunt, de exemplu, activitățile independente, veniturile din investiții, veniturile din cedrat, folosințe bunuri, alte surse și așa mai departe. Acolo au venit și au stabilit niște plafoane, au majorat practic sarcina fiscală din perspectiva contribuțiilor sociale. De exemplu, activitățile independente. Dau un exemplu. Da. Până acum, dacă aveai veniturile estimate până în 12 salarii minime pe economie, care actualmente înseamnă vreo 30.600, nu trebuia să plătești contribuții nici de sănătate, nici la pensie. Dar puteai să optezi. Să plătești acum, sau nu? Acum, dacă ai peste 6 salarii minime, da. Plătești între 6 și 12 salarii minime, plătești la 6, între 12 și 24 la 12 salarii minime și peste 24 salarii minime plătești 24 la, de CAS la 24 de salarii minime. Ceea ce înseamnă o dublare, practic, la fel și la contribuția la pensie, ai două plafoane acolo, peste până la 12 salarii și peste 12 salarii minime. Ori salariile minime știți foarte bine că deja se aude că vor să mărească salariul minim la 3500, adică le modifică administrativ și atunci sarcina fiscală e destul de mare din punctul ăsta de vedere. Adică, în fine, până undeva e o justificare, că a fost un regim un pic mai favorabil față de veniturile de natură salarială, dar având în vedere că totuși nu sunt niște venituri regulate, fixe și așa mai departe, nu ai un concediu plătit de angajator și așa mai departe. Sunt o serie de alte lucruri care contează, zic eu. Unde afectează modificările astea fiscale mai mult? În cei care obțin venituri mari? În cei care obțin venituri mici? În persoane juridice, fizice? Păi, în primul rând, dacă vorbim de persoane juridice, care sunt cam 90%, poate și peste 90%, micro-întreprinderi, firme foarte mici, adică, da? Evident că în momentul în care trebuie să ai un angajat, v-am spus, crește sarcina fiscală foarte mult, pentru că... Pentru unele afaceri e chiar dureros. Pentru unele afaceri, da, mai ales alea foarte mici. Pentru alea e foarte, foarte dureros, dar mai e o problemă, că indirect
aceste firme, ca să poată să reziste, includ aceste costuri în prețul bunurilor și serviciilor. Și automat inflația cumva... Plus că e presiunea de a crește și cel, de a se majora și celelalte salarii, toate, nu? Că dacă se mărește salariul minim, s-a creat un dezechilibru, de exemplu, prin ordonanța de urgență 168, au venit și au spus așa că pentru salariile minime, salariul minim e 3.000 de lei, dar în cursul acestui an, 200 de lei nu sunt supuși impozitării, nici cu impozit pe veniturile din salarii, nici cu contribuții. Și iată că cei care aveau 3.100-3.200 s-au trezit că au netul mai mic decât cei care au salariu minim, dar au această facilitate. Adică sunt niște anomalii, generează niște anomalii lucrurile astea. Nu știu în ce măsură au fost gândite foarte bine, dar astea sunt, reglementările sunt. Deci factorul politic decide în zona fiscală și... E o perioadă care ar fi impus modificările astea. Practic e vorba de majorări aproape pe toată linia. Da, atenție, asta este o... Și, încă și n-au venit majorările. Și de restrângeri a facilităților. Asta, despre asta e vorba. Restrângerea unor facilități și creșterea bazei de impozitare, practic. Asta, de fapt, se întâmplă. A mai fost o modificare la taxele locale, la impozite și taxele locale, dar este amânată, probabil că de prin 2025, după alegeri, probabil că se va... care se raporta la valoarea din grila notarială și așa mai departe. În fine, asta nu cred că merită discutate, pentru că sunt destul de îndepărtate. Dar cert este că încă rămâne în discuție partea de impozit progresiv, din punctul meu de vedere. Adică nu e exclus la un moment dat să introducă impozitul cum a fost. Ori între 2000 și 2004 au funcționat două acte normative. Ordonanța 73/99 și Ordonanța 7/2001, care se referau la impozitul pe venitul global. Acest impozit pe venit global avea cota minimă între 18% și cota maximă 40%. Și cota salariul mediu, care era foarte în PVM, era cam 23-24% cota de impozitare. Păi imaginați-vă să avem 25% contribuție de sănătate, de pensie, 10% de sănătate și să mai avem și cotă progresivă. Deci, practic, ar sări bine de 50% în anumite situații. În fine. Acum cam ce înseamnă 41,75% fără a lua în considerare deducerea la salarii mai mici, că sunt niște deduceri degresive. Deci care atât se duce către stat. Da. 41,75% salariatului, mă rog, sau din venitul pe care îl plătește firma unui salariat. La un moment dat am văzut că data de 19 iunie este data libertății fiscale, adică un angajat cu salariu mediu muncește până pe data de 19 iunie ca să-și plătească contribuțiile și... Bine, el reține angajatorul, e adevărat. Am înțeles. Și după ce a luat salariul net, plătește, de exemplu, utilitățile și TVA-ul aferent se duce la bugetul statului și așa, mă, orice produs cumperi, tu ești, ca și client final, suporți acel TVA. Trebuie să înțelegem că... Și acciză, bineînțeles, că din orice majorare, sau, directă sau indirectă de impozit, aproape totul se regăsește în produs. Absolut. În ceea ce oferă firma. Servicii, produse. Și acum dacă ne gândim și la contextul sau care... Sau agentul economic, nu e vorba numai de firme. Da. Și dacă ne gândim și la contextul care îl traversăm acum cu aceste crize care se suprapun. Ați văzut criza pe piața energetică, prețuri care s-au dublat, s-au triplat, prețul la combustibil, dobânzile bancare care sunt în creștere, fiscalitatea care este în creștere. Vă dați seama ce presiune există asupra tuturor bugetelor, dar bugetul statului, bugetul firmelor, dar și bugetul personal al nostru. Fără îndoială. Cum vedeți aceste măsuri sociale care se aplică în domeniul energiei, în domeniul carburanților? Păi a fost o bâlbâială, după punctul meu de vedere. Acum, mă rog, nu știu ce efecte au produs, decât deocamdată au întârziat facturile, cel puțin la utilități, le primim cu foarte mare întârziere. Nu știm cum vor evolua la nivel european și mondial. Și ce se va întâmpla geopolitic și cum vor evolua după ce se va expira acea perioadă de plafonare. Pentru că nu se știe. Adică ar fi putut să existe altfel de măsuri? Probabil că ar fi putut, în primul rând, dacă s-ar fi abânat un pic liberalizarea în 2020. Care a fost lovitură de ciocan, ca să zicem. Da. E, și acum gândiți-vă la un lucru. Cel puțin așa o văd eu. Cum să ai prețuri din ce în ce mai mici când tu închizi capacități de producție, renunți la o serie de capacități de producție în domeniul energiei. Ce pui în loc? Văd că și acolo se discută. Deci avem, ni se dau speranțe. Da, privind niște zăcăminte de gaze din Marea Neagră,
cu termen, taxe de solidaritate, exact, care vor cu, să le introducă acum, pe cine și le care vedeam, și care vedeam că nu prea se pot încasa conform legii. De la cine trebuie. Există portițe de și dacă scăpare. Se vor încasa, cine, ghici, cine le va suporta? Tot noi, prin prețuri. Pentru că și păi le să nu ne imaginăm, nu? Păi tocmai, de asta spun. Adică sunt niște lucruri care, mă rog, e foarte, foarte dificil de spus, dar ați întrebat de măsurile astea sociale. Cred, părerea mea că sunt doar micii crâpeli, nu? Având în vedere criza care este și inflația și scăderea puterii de cumpărare, mai ales în zona cu venituri fixe, mai ales pensii și salarii foarte mici. Faptul că să subvenționați o parte din odată la nu știu câte luni primesc se vorbește de o inflație de 16,5%. În Ungaria e 27%. Numai că se vorbește. În Ungaria e 27,5%. Nu cumva și la noi este în realitate mai mare și păi, calculul ăla păi, e de natură da, să mai îmblânzească cifrele. Percepția noastră este că da, că e mult mai mare cea care o resimțim decât cea oficială. Dar acum știți cum e, trebuie să luăm de bună raportul oficial. Da. Oricum este însemnat 16,5%. Păi, imaginați-vă, e o cotă într-un an de zile. Imaginați-vă un lucru. Ce s-ar fi întâmplat dacă n-aveam o stabilitate a cursului valutar? În condițiile în care noi importăm foarte mult din state membre UE și bineînțeles că importăm și inflație. Corect. Ce s-ar fi întâmplat? Din contră, din câte am văzut ultimul raport de stabilitate prezentat de BNR, am văzut pe YouTube conferința respectivă, și într-adevăr sunt presiuni pe partea de deficit comercial, adică practic avem importuri mai mari decât export, noi importăm orice. Și bineînțeles că la un moment dat, având în vedere că noi am crescut totuși dobânzile față de euro, avem un nivel mai mare de dobânzi, sunt investitori care vin și investesc în România, titluri de stat, probabil și așa mai departe. Ce se va întâmpla când se vor retrage? Pe măsură ce se va majora dobânda la euro, ce se va întâmpla? Și se vor retrage capitalul. Cum s-au retras în 2008, de exemplu? Vă aduceți aminte ce depreciere a fost de la 3,85, parcă până pe la 4,40, cam așa, bruscă. Da. Deci sunt foarte multe lucruri care, mă rog, astea sunt la nivel macroeconomic și de-aia e bine să urmărim și noi lucrurile astea pentru că dar care determină evoluțiile micro. Determină. Și spuneați mai devreme de ce impact are asupra micilor firme. Păi, acum având în vedere că micile firme, cel puțin din câte știu eu, nu au bugete. Câte firme își fac niște bugete și niște scenarii de stres ca majoritatea să sunt lucrează după ureche. Și pe supraviețuire. Adică consumă tot ce intră. Pe asta e marea problemă. Marea problemă. Ele nu sunt bancabile, deci nu pot primi credite, sunt finanțate drepturile de proprietate. Și dacă ar fi, nu cred că ar avea curaj prea mulți investitori. Nu, dar nici băncile nu finanțează. Absolut. Pentru că nu îndeplinesc condițiile. Noi avem foarte multe firme, apropo de firme din România și de dividende. Deci foarte multe firme care distribuie dividende, dar au o situație destul de proastă cu cash flow, cu partea de, inclusiv au capitalul propriu negative. Le distribuie pe hârtie și n-au ce distribui în realitate, că deja s-au consumat. Exact. Ceea ce spuneați dumneavoastră, că se confundă buzunarul cu contul firmei. Exact, propriu. Asta e o mare problemă, da, din perspectiva mea cel puțin. Și că vorbim de 90% vorbim de zeci de mii, de sute de mii de firme. Da, din sute de mii de firme, repet, 90% poate și mai bine sunt firme până în 100 de mii cifră de afaceri, pe 100 de mii de euro și foarte multe, în primii 5 ani de zile am înțeles că 90% intră în insolvență și în următorii 5 ani mai rezistă încă 10% din cele rămase. Cam așa am văzut statistici. Deci, practic, în ideea asta, fondurile europene, alte surse de finanțare pot însemna ceva? Pot însemna, cât de cât să îmblânzească lucrurile astea? Pot însemna. Fondurile sunt destinate tot celor mari care da, pot vor însemna să se dezvolte și îi curăță pe cei mici. Da. Direct, indirect, că vor, că nu vor. Din punctul meu de vedere pot însemna, dar am văzut chiar o discuție recentă pe Money Income, că mai urmăresc așa, și a venit un expert în domeniul fondurilor europene și spunea, dom'le, dacă avem ghidurile de implementare clare și așa. Ori dacă nu avem instrumentele ca să le implementăm rapid și așa, nu avem cum să atragem acele fonduri europene. După părerea mea, absolut, asta e o mare problemă administrativă. Vorbim și despre faptul că firmele nu sunt bancabile, nu pot veni cu cotele proprii, nu? Da, discuția e foarte lungă și vă dați seama. Ar trebui să se poarte la nivelul celor care au categoric, decizii. Categoric. Dar e bine că noi identificăm lucrurile astea și din păcate le transmitem populației. Decât să le observăm, într-adevăr, trăim o perioadă foarte grea din punct de vedere economic, financiar și se adună norii negri a unei crize din punctul meu de vedere.
Dacă nu cumva suntem în ea cu tot cu război, cu carburanți. Încă nu resimțim. Da. Încă nu resimțim din punctul meu de vedere. Cu pandemie, carburanții. Mă rog, din punct de vedere financiar, cred eu, zic și eu, unul din factori a fost și faptul că pe timpul, începând în vechea criză din 2008-2009, dacă o ce-ți amintești, da, mai ales în pandemie, s-au tipărit foarte multe cantități de monedă, principale monede, dolari, euro și așa mai departe. Și imaginați-vă că acea cantitate de bani care nu are corespondent în bunuri, deci avem o cantitate foarte mare de bani care aleagă după bunuri din ce în ce mai puține. Și automat asta generează inflație. Generează inflație sau, Doamne ferește, hiperinflație, cum am văzut în anumite țări. Să sperăm că lucrurile încep să se așeze. Am văzut că ultima decizie a Consiliului de Administrație al BNR-ului au menținut la 7% dobânda cheie. Dar e dureros și acolo. Dacă în general BNR-ul s-a descurcat de-a lungul vremii. Onorabil cel puțin. Da. Sunt foarte adică multe modificări. Adică a fost deasupra economiei. Sunt foarte multe modificări din punct de vedere fiscal, sunt și alte lucruri. Absolut. Tocmai de aceea vă invit încă de pe acum la o a doua parte a emisiunii noastre. Eu îmi propusesem să discut foarte multe lucruri. Timpul e foarte scurt. Absolut. Și situația e de natură încât o analiză solidă ia foarte, foarte multă vreme. Dar vă mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Îi anunț pe telespectatori că ne vom mai întâlni pe cât de curând pe teme de fiscalitate. Să sperăm că le ducem la capăt cu bine. Obligatoriu. Dragii mei, vă urez să aveți o zi frumoasă în continuare și să vă mențineți deasupra liniei de plutire din punct de vedere fiscal, material, financiar. La revedere!